Prieteni, astăzi vom vorbi despre câteva ritualuri legate de naștere. Care ar fi rânduielile, întrebare, care ar fi rânduielile pe care ar trebui, să zicem, o familie în sânul căreia vine pe lume cineva nou, se naște cineva, care ar fi rânduielile pe care bisericești, pe care ar trebui să le împlinim. Nașterea, viața, darul lui Dumnezeu, este o mare bucurie pentru noi. Și de naștere sunt legate câteva ritualuri care necesită, aș zice, un soi de clarificări. Mai multe clarificări. Citind rugăciunile din aceste momente, în aceste ritualuri, vedem că se face aluzie, sigur, la bucuria vieții, dar se face aluzie pe care unii o consideră nedreaptă vis-a-vis de starea de necurăție. Acum, să știți că noi am moștenit și am transformat ritualurile legate de naștere de la evrei, le-am transformat în ritualurile de naștere, legate de naștere ale celor care cred în Hristos. În schimb, am păstrat o rugăciune din ziua în care femeia naște, o rugăciune care conține sfințirea apei, apă cu care se stropește locul, cumva se curăță, se pune deoparte locul acela în care ea, femeia, aducând viață, a vărsat din propriul sânge. Știm că în Vechiul Testament sângele era considerat curios, și nu doar la evrei, curios era, pe de o parte, un sângele vărsat, un act de necurăție, dar în credința popoarelor, altor popoare caldene, spălarea ritualică cu sânge era o spălare de animal jertfit, era un act de curățire. Ritualurile legate de naștere sunt, de fapt, ritualuri de curățire sau rugăciuni de binecuvântare. Acea necurăție, între ghilimele, devine prilej de binecuvântare. Avem astfel rugăciunea din prima zi, sfințirea apei. O rugăciune care se rostește în prima zi de la naștere pentru femeia care tocmai a născut, evident și pentru copilul pe care l-a născut. Avem rugăciunea de la 8 zile. Rugăciunea de la 8 zile este, de fapt, rugăciunea punerii numelui. Rugăciunea în care cel care a venit în familie capătă un nume, îi se dă un nume. Capătă o identitate înainte de a avea o identitate confirmată prin botez. Apoi rugăciunea la 40 de zile. Rugăciune de binecuvântare la câteva zile după naștere, la 8 zile și la 40 de zile după naștere sunt rugăciuni de binecuvântare. Cele de la 40 de zile sunt, de fapt, rugăciuni de reprimire a mamei în sânul bisericii, de reprimire a ei, de binecuvântare a ei și rugăciuni în care se confirmă faptul că ea poate intra din nou după zilele de după naștere, poate intra din nou în biserică și se poate împărtăși cu tainele lui Hristos. Există o rugăciune și pentru copii și pentru cei din casă. La sfârșitul acestor rugăciuni, la 40 de zile, copilul este luat îmbisericit, luat și închinat în biserică. De ce? Pentru că mama vine împreună cu copilul la biserică. Mai există și motive legate, sigur, de siguranță, de igienă, de imunitatea copilului care se consolidează în primele zile de după naștere. Nu e firesc ca femeia și ea vulnerabilă după naștere și copilul abia născut să iasă în lume, să vină la biserică. Revenind la aceste ritualuri, sunt rânduieli bine de cunoscut. Reține, sunt rânduieli de binecuvântare care exprimă bucuria și a bisericii și a familiei, bucuria primirii unei noi vieți. Apropiați-vă! Pe curând, prieteni!